E foarte ușor să cauți vinovați, nu ne ajută statul, nu ne dă nu știu cine, vai cât e de greu, ok, frate, tu ce faci? Dacă ar fi să vorbesc despre, nu știu, eroul meu sau mentorul meu, întotdeauna m-am gândit că eroul meu sunt eu peste 5 ani sau peste 10 ani. Eroul meu întotdeauna am fost eu peste 5 ani și peste 10 ani. Întotdeauna m-am gândit la mine cum voi fi peste... Și mă gândeam eu, Daniel, de acum, din 2020, mă gândesc și eroul meu este Daniel din 2025 sau 2030. Da? Și tot ce fac astăzi, fac în ideea în care Daniel de peste 5 ani sau 10 ani sau 20 de ani să fie o persoană mai bună. Și chestia asta m-a ajutat fenomenal de mult. E o chestie super puternică ce vine din interior. Am învățat să lucrez foarte, foarte mult cu mine. Las la o parte toate poveștile, tot zgomotul. Stop, stop. E foarte ușor să cauți vinovați. Nu ne ajută statul, nu ne dă nu știu cine. Vai, cât e de greu. Ok, frate, tu ce faci? Tu ce faci? Tu ce faci? Tu cu tine. Tu ai făcut tot ce puteai să faci. Dacă ai făcut tot ce puteai să faci și tot ai ieșit prost, ok. Cel puțin știi că ai făcut tot ce puteai să faci și mai târziu nu vei avea niciun regret. Nu vei trăi cu regretul că poate în situația aia ai fi putut să faci mai mult decât atât. Iar chestia asta este extrem de puternică. Și după asta mă ghidez, efectiv. După asta mă ghidez.